viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Începe o nouă săptămână, ne apropiem cu pași repezi, repezi, repezi de ceea ce lumea numește campanie electorală oficială. Până atunci avem așa un fel de precampanie care din când în când este presărată cu o mulțime de momente vesele. Asemenea, momente vesele am avut și săptămâna trecută pe finalul emisiunii, dar despre acestea cu altă ocazie, că știți, momentele vesele le trimitem la vremea papagalilor. Rubrica noastră din ziar și pe care o să o ținem de acum mult mai aproape. Până atunci însă, astăzi discutăm cu doi oameni care ne propun o administrație de nota 10 în două din orașele județului, municipiul reședință de județ Piatra Neamț și orașul Târgu Neamț. Este vorba de propunerile Partidului Mișcarea Populară pentru cele două poziții importante în administrația publică locală și tot pe parcursul emisiunii vom mai avea și un al treilea invitat, surpriză. Deci, în emisiune, în ordinea mărimii orașelor pe care le reprezintă, domnul Bogdan Gavrilescu, președinte PMP și candidatul PMP pentru primăria municipiului Piatra Neamț. Bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Și în ordinea mărimilor, și în ordinea mărimii la stat. A, mă rog, mi-aș dori să fie și în ordinea mărimii la sfat. Dar haideți să încercăm să schimbăm fața politicii și administrației locale și aș avea o completare. Noi propunem cetățenilor o administrație de 10 plus. 10 plus. Eu am pus 10. Eu am pus, deci... De ce 10 plus? Și 10 plusul ăsta este nota excelenței, este maximul ce se poate obține. Am înțeles. Și mai este, să spunem și așa, și un prag pe care și-l propune partidul de foarte multe ori. De acolo ne-am inspirat, de acolo am plecat cu acest slogan, dar nu este numai un slogan, este o dorință a noastră, pentru că este o echipă tânără, un partid tânăr față de alte partide care își evoluează pe piața politică. Și un partid tânăr, dar cu experiență deja. Da, noi zicem că am trecut peste câteva bătălii care ne-au călit și am căpătat un picuț de experiență. Construim frumos, construim încet și sigur. Nu suntem un partid care am plecat de la 2-3% și am ajuns la 80%. Suntem un partid care am crescut constant în 2016, 2018, 2019, constant cu un procent semnificativ și îmi doresc același lucru să se întâmple și în 2020, pentru că în momentul în care crești sigur și stabil, electoratul va fi alături de tine și noi avem obligația să nu dezamăgim electoratul. Ați spus că dumneavoastră ați început să construiți frumos. Haideți să prezentăm și invitatul celălalt și după aceea vorbim despre construcție la Piatra, în județ și la Târgu Neamț. Sigur. Deci domnul Neculai Preda, candidatul PMP pentru orașul Târgu Neamț la primărie. Domnul Neculai Preda, vă spun eu, este om care a lucrat în poliție, deci ca să spun așa, să pregătește spre ea o ștafetă. Bună dimineața dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră. Sunt Neculai Preda. Am luat această hotărâre de a participa în alegeri alături de, sau din cadrul Partidului Mișcarea Populară, după o întâlnire cu domnul Gavrilescu, președintele Partidului Filiala Neamț și candidat la primăria Piatra Neamț. Dumnealui a făcut o prezentare, o scurtă prezentare a partidului, cum, care sunt intențiile noastre, creșterea noastră. Cum bine a spus dumneavoastră, mă pregătesc de a prelua o ștafetă. Am o experiență în activitatea de poliție, ca și
actualul primar în funcție. Am lucrat 30 de ani în poliție, din care 25 de ani numai în operativ. În momentul de față sunt pensionar MEAI, dar îmi desfășor activitatea și în cadrul a două firme private. O firmă de pază unde sunt director de zonă și un centru european de despăgubiri de victime din evenimente rutiere, unde sunt agent de vânzări și manager de zonă. Deci sunteți un om activ. Domnul Gavrilescu, deci acum haideți să vorbim despre construcție, când aveți acolo la Târgu Neamț un om care e atât de activ. Haideți să vorbim despre construcție și, evident, să vorbim și despre construcția de la Târgu Neamț. Cu siguranță. În primul rând vreau să subliniez că domnul Neculai Preda este o surpriză extraordinar de plăcută și nu neapărat pentru Partidul Mișcarea Populară. Surpriza plăcută este pentru schimbarea din administrațiile locale și din politica nemțeană. Mi-aș dori din tot sufletul să vină în politică, să intre în bătălie oameni de asemenea calitate. Oameni cu o coloană vertebrală foarte bună, oameni care în momentul în care au afirmat că pleacă pe un drum, își păstrează deciziile. Astfel de oameni am căutat să-i aduc în Partidul Mișcarea Populară și astfel de oameni să muncească la construcția Partidului Mișcarea Populară. Nu văd ce ar putea schimba altceva decât calitatea umană din politica din Neamț. Este foarte important și scopul principal al PMP-ului este acela de a reuși să readucem oamenii la vot, să reușim să readucem încrederea cetățeanului în clasa politică. Dar acest lucru nu se poate face doar de un singur partid. Normal ar fi să ne vedem cu toții, să reușim să ne așezăm la masă și să găsim împreună soluțiile cele mai bune și astfel să dăm încredere cetățeanului. Da. Asta cu statul la masă de către toate partidele ar trebui să existe un deziderat, să fie un deziderat măcar pe problemele fundamentale. Clar. Sănătate, educație, infrastructură mare. Siguranță publică. Siguranță publică, că aici este o mare, uite, chiar este o problemă de discutat. De exemplu, în Târgu Neamț, una din problemele mari pe care o recunoaște și actuala administrație, da, și se pare că e greu de rezolvat, o reprezintă cerșetoria. Da. Și aici un candidat, precum domnul Preda, care are experiență și a lucrat în operativ, ar putea să vină cu ceva soluții. După cum, eu știu, nu sunt de meserie, dar există o soluție acolo foarte bună de rezolvat. Întărirea unor patrule permanente în zona respectivă. Noi avem o zonă critică acolo. Zona Podozana până la cetatea Neamțului, parcare acolo. Dacă acolo instituim o patrulă mobilă permanent între zona cetate, piață, Lidl, Podozana, această problemă poate fi stăpânită. Nu spun rezolvată 100%. Și încă o problemă, avem nevoie de concursul cetățenilor. Cetățeanul, dacă nu ar acorda acele, să spunem așa, mici donații către cerșători, nici cerșătorul nu vine în zonă, pentru că zona nu mai este atractivă pentru el. Asta este un lucru care ar putea fi rezolvat cu forțele care le avem la dispoziție. Nu ar trebui. Avem poliție locală, o structură destul de bună de jandarmerie, o structură de poliție națională în zonă destul de bine pregătită și există posibilitatea. Doar ar trebui o conlucrare, așa cum spunea domnul Gavrilescu, să așeze la masă partidele politice și așa trebuie să așeze la masă cele trei structuri care coordonează această activitate și au atribuțiuni de serviciu în fișa postului pe această temă. Deci lucrurile sunt aparent simplu de rezolvat. De ce nu se rezolvă? Nu se rezolvă pentru că, adică nu se pot rezolva așa cum doresc cetățenii și așa cum ar trebui să fie, pentru că nu există această colaborare.
Nu este această interacțiune între aceste forțe. Nu este un om limpede care se așeze la masă și să le stabilească un lucru. Să spun, domnule, asta facem. Acesta este punctul, planul nostru de acțiune, acesta este. Avem, se pot face două tipuri de acțiuni. Una de un tip de prevenire și una de impunere a legii. Facem în așa fel încât toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba. Domnule, care este scopul nostru? Scopul nostru este eliminarea cerșătorii din acea zonă. Care sunt factorii principali? Cele, magazinul, piața, parcarea. Cine sunt administratorilor? Care sunt atribuțiunile administratorului? Care sunt atribuțiunile factorului de ordine? Sună foarte frumos, nu, domnul Gavrilescu? Nu, deci, sună foarte frumos, este o realitate. Deci asta spun, pare foarte simplu. E pus în aplicare. Doar trebuie să conlucreze. Domnul Gavrilescu, mai aveți oameni așa ca dânsul că începe să devină... Eu zic că avem și avem mulți. Mi-aș dori din tot sufletul ca toți candidații Partidului Mișcarea Populară să fie de calibrul domnului Nicu. Dar eu sper din tot sufletul ca Partidul Mișcarea Populară să facă o surpriză, iar acea surpriză nu este pentru cetățean, este pentru cei care evoluează în viața politică și nu ne consideră oameni și un partid care, cu care se poate sta la masă. Credeți-mă. Aveți necazuri în momentul ăsta cu, da, sunt, în relația cu celelalte partide? Sunt, nu necazuri, sunt discuții, sunt tot soiul de discuții. Dar ceea ce mă doare cel mai tare este faptul că partidele din dreapta nu reușesc să se așeze la masă. Uitați că partidele din partea stângă a politicii nemțene, politicii din România, reușesc să găsească un numitor comun și să încerce să țină strâns electoratul din stânga. Dar în partea dreaptă nu am reușit. Eu am făcut apel de nenumărate ori către reprezentanții partidelor politice din eșichierul din Neamț și din partea dreaptă a politicii, pentru a reuși și a dori, pentru că înainte ca să reușești, trebuie să-ți dorești. Să reușim să ne așezăm la masă, să avem o discuție și să unim interesele și forțele pentru a uni partea dreaptă. Eu am spus-o întotdeauna că sunt dispus să găsesc soluții pentru a da o stabilitate politicii din Piatra Neamț și din Neamț. Am spus-o și în conferința de presă de sâmbătă. Îmi doresc să primesc măcar în ceasul al 12-lea un telefon, pentru că telefonul meu este deschis 24 de ore din 24, și a găsi acea soluție viabilă pentru Piatra Neamț și pentru Neamț. Eu cred că astăzi, din candidații din partea dreaptă, sunt omul cel mai potrivit pentru a uni această dreaptă. Pentru că nu vin astăzi și spun trebuie unită dreapta. O spun de un an, doi de zile. Spun permanent, oameni buni, hai să găsim omul cel mai bun, omul care poate duce mai departe proiectele începute. Pentru că în ultimii 4 ani de zile am găsit soluții pentru a micșora datoria primăriei Piatra Neamț, pentru a face proiecte pentru Piatra Neamț cu un buget destul de greu. Un buget pe care nu-l doresc niciunei administrații locale. Dar, așa greu cum a fost, am reușit să schimbăm câteva lucruri. Vă aduceți aminte, domnul Bălănescu, că am venit în 2016 și am spus că vreau să finalizez pugul orașului Piatra Neamț.
în momentul respectiv ați cam râs puțin de mine. Nu am râs, am zâmbit așa. Ați zâmbit. Pentru că, de ce ați zâmbit? Pentru că erau vreo 14 ani de când se muncea la acel pug și nu mai putea fi finalizat. La vremea respectivă am spus că îmi doresc să-l finalizez într-un an de zile. Haideți ca să lămurim lucrurile. Nu exista interesul să fie finalizat corect pugul, pentru că nefinalizarea pugului dădea voie la tot felul de șmecherii făcute pe zona municipiului. De aceea am zâmbit și am zis că fiecare deci, cu șmecheria lui. Deci am reușit să mă țin de cuvânt pe această parte, pe această promisiune făcută în fața electoratului în 2016. Mai sunt proiecte care pe care le-am promis în 2016 și îmi doresc din tot sufletul să le finalizăm până la sfârșitul acestui an. Să nu uităm de zona de pe muntele Cozla. N-aș vrea să fiu rău. Am văzut competitori care au venit cu niște proiecte care nu că par futuriste. Avem nevoie de proiecte futuriste. Dar ca să venim, să spunem că facem un centru balnear sau cum suna acolo Baden de Piatra Neamț. În momentul în care și pe o locație în care să nu uităm că nu avem sursă de apă. Bașca, apă cu proprietăți terapeutice. La un moment dat exista un izvor cu asemenea apă. În momentul acesta nu mai, undeva jos. Jos undeva exista, jos, domnul. Undeva jos, da. Dar nu mai este acel izvor. Vreau să spun că am studiat mult pentru pentru acel izvor, pentru că vreau să nu uităm un lucru. Și denumirile acestea pe zone în Piatra Neamț și în România vin din istorie pe o anumită tradiție, pe o anumită caracteristică a zonei. Să nu uităm că acolo se cheamă Terasa Gospodinelor pentru că era o tradiție, se întâlneau gospodinele din municipiu, din orașul Piatra Neamț și își prezentau produsele manufacturiere. Haideți să spunem, era o întâlnire a doamnelor bine, care găteau acasă, se întâlneau acolo, era un prilej de socializare, de picnic, de discuții, de prezentare. Era un loc în care mergea lumea chic la vremea respectivă și avea un loc unde se duceau, își vedeau o panoramă extraordinară. Și este păcat să nu reînviem aceste tradiții. În proiectele Partidul Mișcarea Populară avem în calcul refacerea zonei de pe muntele Cozla. Am în cap și voi veni cu un proiect, sper, foarte evoluat și elaborat de rescoaterea la lumină a cetății Bâtca Doamnei. Este păcat să nu luăm în calcul că avem lacul Bâtca Doamnei care trebuie pus la dispoziția cetățenilor prin activități de agrement și pus în valoare. Vreau să nu uităm că am venit din 2016 cu proiecte de fluidizare a traficului și vreau în continuare să duc aceste proiecte. Și să nu uităm că este prioritar construirea unei centuri ocolitoare a orașului Piatra Neamț. Dar nici de cum în zona Albiei Bistriței, în cealaltă parte a orașului, pentru că ce este caracteristic unei centuri ocolitoare este de a capta, de a prelua toate intrările din municipiul Piatra Neamț. Și atunci municipiul Piatra Neamț are 3-4 intrări. Intrarea Bicaz, Târgu Neamț, Roman, Bacău. Deci este clar că această centură ocolitoare trebuie realizată în partea dreaptă a orașului,
cum ne uităm spre Muntele Ceahlău. Sunt multe proiecte, sunt multe proiecte pe care le-am pus pe hârtie, căutăm și în unele cazuri am găsit soluții de finanțare, dar foarte important pentru viitorul acestor oraș este ca, și este valabil la nivel de România, să nu uităm că trebuie să ducem la bun sfârșit proiectele începute. În momentul în care un nou partid, o nouă clasă politică, dacă vine și dă deoparte, ce-s cu proiectele astea? Hai să nu le facem, că avem noi alte proiecte. Nu, oameni buni. Proiectele trebuie duse la bun sfârșit și finalizate. În momentul în care lăsăm un proiect nefinalizat, este extraordinar de dureros, pentru că sunt bani investiți, terenuri, așteptările oamenilor, sunt lucruri care nu trebuie făcute de administrațiile locale și naționale. Știți că suntem partidul cu proiectele de țară cele mai reale sau realiste. Este proiectul de țară Unirea Republicii Moldova cu România. Pentru acest... Despre asta o să discutăm peste câteva minute cu invitatul special pe telefon. Da. O să-l provocăm pe el să vorbească despre asta. Partidul Mișcarea Populară a venit cu proiecte în preambulul acestei uniri. Să nu uităm de autostrada Moldovei, care toată lumea spunea această autostrada a Moldovei, Iași-Târgu Mureș. Nu, oameni buni, este... Ungheni, Iași-Târgu Mureș. Deci este un prim pas spre această unire, conectarea cu Republica Moldova, care ne-o dorim din tot sufletul. Să trecem peste podul de flori, să facem o conectare reală. Da. Este păcat că după Revoluție încoace, cam toți politicienii au uitat de zona Moldovei. Toată lumea a lăsat zona aceasta noastră a Moldovei puțin pe locul 2-3. Haideți să vedem cum putem face să aducem Moldova acolo unde este locul. Haideți să vedem cum vede domnul Neculai Preda activitatea domniei sale în cazul în care ar ajunge primar la Târgu Neamț. Sunteți întrebat, îmi pare rău. Da. Ce proiecte aveți pentru Târgu Neamț? După aceea, tot dumneavoastră sunteți întrebat. Dar pentru stațiunea Oglinz mai aveți, există vreo șansă de funcționare din punctul nostru de vedere? Și după aceea ne pregătim să intrăm în direct, spunem și cu cine, cu domnul Eugen Tomac, președintele PMP, președintele național al PMP, peste câteva minute. Târgu Neamț la acest moment se confruntă cu o mare problemă, aglomerarea urbană, atât rutieră cât și din punct de vedere al construcțiilor. Trebuie să, ca prim proiect, am acel de a descongestiona centrul orașului în ceea ce privește traficul, cel care se desfășoară pe direcția Suceava, pe drumul național. Acolo trebuie să punem în aplicare și să utilizăm acea centură ocolitoare prin dirijarea traficului greu în dreapta spre Cristești, care merg pe Suceava, să ocolim. Știu, este o rută ocolitoare, înseamnă consum în plus, dar înseamnă și un confort pentru cetățenii orașului, pentru că este supraaglomerat. Doi, avem o supraaglomerare urbană prin acele construcții care se fac fără respectarea unor minime reguli. Înghesuim un restaurant care are la masă 40 de locuri și are în față 3 locuri de parcare. Înghesuim pe străduțe cu sens unic sau pe fundături blocuri cu 30-40 de apartamente care n-au niciun loc de parcare, nicio cale de acces. Plus, nu suplimentăm cu condițiile de apă, canal, curent, care sunt necesare. Cu stațiunea Oglinzi există un proiect în desfășurare, de altfel, de actuala administrație, care trebuie continuat, dar trebuie urgentat. Toți cetățenii orașului își doresc acest lucru. S-a început cu o mică canalizare, o aducțiune de apă, dar s-a oprit acolo. Ca să putem face un lucru, trebuie să vedem câți bani are primăria, cât poate aloca și cât putem aloca pentru un fond dintr-o resursă externă bugetată și de noi sau fără rambursare. Acolo trebuie încercat, dar în primul rând trebuie să obținem, să avem un administrator corect,
o viziune corectă. Altfel nu putem face mare lucru. Întotdeauna dau colegilor mei din echipa mea exemplu orașului, municipiului Rădăuț. Municipiul Rădăuț a scos din extravilan, a introdus în intravilan un islaz. În zona respectivă, la ieșirea spre Frătăuț, l-am împărțit în două. Unu, pentru dezvoltatori, atragerea de investiții. Doi, pentru construcții civile, care construie oameni alocare de locuri de casă. Și doi, pentru cei care vor să facă ansamblu de locuințe pentru a fi închiriate sau vândute. Adică o gândire de perspectivă. O gândire de perspectivă. Noi avem un islaz la ieșirea din oraș care are câteva zeci de hectare și pas câteva vaci acolo. Domnule, trebuie introdus intravilan, adusă apă, canal curent și puse la dispoziție atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă. Este o zonă cu trei căi de acces care poate fi dezvoltată. Mai ales în perspectiva autostrăzii despre care se vorbește la Târgu. Se poate permite. Adică avem acolo o zonă în care putem face un mic parc industrial. Pentru că e greu să atragi un singur investitor. După care ceilalți vin. Cum poți să-l atragi? Nu punând de 1000 de clauze pe cap la început și 1000 de piedici în autorizație. Nu. Pun omul autorizație la dispoziție, după care pot să acord cu un preț mic de chirie, urmând ca ulterior pe construcție să încasezi impozitul sau pe activitatea desfășurată. Trebuie să gândim în viitor, nu în prezent. Luăm astăzi banul pe chirie și mâine mai vedem ce facem noi. Ca să discutăm și despre activitatea politică pe dreapta. Eu personal am adunat pe cei de pe dreapta, am purtat o discuție cu fiecare în parte la Târgu Neamț, pentru a uni aceeași. Am spus așa, domnule, haide să scoatem cel mai bun candidat al nostru, să-l supunem unui scurt sondaj de opinie în localitate, vedem care e mai bun, ăla îl înscriem și îl susținem toate partidele de dreapta pentru a candida. După care fiecare să aibă lista lui de consilie și în funcție de asta să ne obținem. Și ce răspuns ați primit? Răspunsul negativ, nimeni nu vrea. Toată lumea se consideră primar. Adică dreapta înseamnă PNL-ul odată. Am discutat cu PNL-ul, am discutat cu USR-ul, am discutat cu Pro-România, care nu chiar dacă nu sunt de dreapta, ei ne-am aliat și cu ei. Și deci am purtat niște discuții deschise. Domnule, haideți să încercăm să facem, nu eu să candidez, nu eu, facem cel mai bun. Eu am considerat așa când m-am scris în această cursă. Cetățenii orașului Târgu Neamț s-a scos postul de primar la concurs. Are trei variante de concursul ăsta. Unu, depunerea dosarului, fiecare ne-a depus dosarul și zicem că am fost admis. Doi, campanie electorală, trei, concursul în sine, votul. Ce așteptăm noi de la vot? Eu nu, toți mă întreabă de unde vrei să iei voturi. Nu vreau să iau nicăieri voturi, vreau să iau votul meu, dar cel mai important lucru este să-i scop pe cei nehotărâți la vot. Să pot să obțin de acolo. Oamenii ăia să vadă în mine alt fel de om. Ceea ce așteaptă. De ce n-au ieșit până la vot până acum? Că au fost nemulțumiți de toți cei care s-au prezentat în fața lor. Ce vreau eu? Un alt fel de om, un alt fel de politică deschis. Dom'le, vreau să facem ceva. Vreau că atunci când intri în primărie, cetățeanul plătește o sumă, așa să o stabilim, 100 de lei impozit pe an. El dorește servicii de 100 de lei. Că îi se adresează direct lui serviciu sau comunității din care face parte, dar vrea să-l vadă tot acolo. Serviciu, serviciu se numește. Dar dacă nu primește acest feedback de la noi, intră în primărie și iese pe ușa elaltă amețit și nu știe ce-i cu el, nu știe cu cine a discutat în primărie, pentru că oamenii nu sunt individualizați pe cabinete, pe birouri. Să știi cu ce omul vine acolo, am discutat cu o doamnă blondă la o cameră. Păi bun, domn, cum se numește? Chiar acum, vineri, sâmbătă, când a fost depunerea și prezentarea în circunscripția electorală a lucrătorilor, am constatat că nu a fost o comunicare cu noi. Nu, eu m-am prezentat acolo și ceilalți colegii ai mei nu au venit. Dar stai de-o să-i sunăm. Toți s-au dat din colț în colț când nu-i sună. Am pus pe telefon și am sunat. Ei sunt martori, nu pot nega lucrul ăsta. Veniți, domnule, așteptați oamenii ăștia la primărie. Ce așteptați? De ce nu veniți? Păi știți că ăla nu vine, ăla nu a avut, nu are președinte, nu-i ștampilă, nu-i... Am înțeles. Nu găsim. Deci, vă place cum este organizat domnul Preda? Eu zic că nu numai domnul Preda și nu numai organizația Târgu Neamț. Eu zic că toate organizațiile din județul Neamț sunt la fel de bine organizate și oameni la fel de serioși. Dacă ajungem... Nu vreau să vă mint, nu suntem la 100% gradul de ocupare a listelor, dar oamenii care sunt astăzi candidații Partidului Mișcare sunt oameni foarte serioși și își fac treaba sârguincios. Am promis că la ora 9 sunăm la domnul Tomac să vedem dacă reușim, că domnia sa este o persoană extrem de prinsă. În tot felul de... Bună dimineața! Bună dimineața, domnul președinte! Valentin Bălănescu de la Piatra Neamț, cafeaua de dimineață.
Suntem împreună la cafea cu doi reprezentanți importanți ai Partidului Mișcarea Populară din Neamț, domnul Gavrilescu Bogdan. Și bună domnul dimineața, domnul președinte! Bună dimineața, domnul primar! Și viitor primar și cu viitorul primar de la Târgu Neamț, domnul Neculai Preda. Bună dimineața, domnule președinte! Domnul Tămac, de ce v-am sunat? Noi aici discutăm despre organizația PMP, despre candidați și domnul Gavrilescu amintea la un moment dat despre proiectele de țară pe care PMP-ul le-a promovat, spun eu, cu o încăpățânare demnă de lucruri și mai bune. Ați putea să ne vorbiți un pic despre aceste proiecte și despre încrederea pe care o aveți în această organizație din Neamț, care, trebuie să recunoaștem, în mandatul trecut a reușit să fie cheia în multe locuri în politica locală. Da, bineînțeles că cunosc foarte bine energia pe care au pozitivă colegii mei și pe care o angajează total în activitățile pe care le promovează pentru Neamț, pentru Piatra Neamț, pentru Târgu Neamț și pentru tot județul. Pe de o parte. Pe de altă parte, este absolut, este foarte ușor să discut cu dumneavoastră despre proiectele noastre de țară, pentru că Neamțul vibrează altfel la ideea aceasta de a reface țara întreagă exact așa cum a fost odinioară, așa cum ne-a lăsat-o înaintași, și pentru că PMP este singurul partid politic din România, singurul partid politic parlamentar, care și-a asumat drept obiectiv de țară aducerea Basarabiei acasă. Considerăm că națiunea noastră nu poate trăi așa cum au decis doi criminali, Hitler și Stalin, și în mod asumat, cu argumente juridice și politice, am început acest demers, atât în Republica Moldova cât și în țară. Vreau să vă amintesc că nu am rămas doar la stadiu de inițiativă politică, ci sunt acțiuni concrete pe care atât noi cât și președintele Băsescu le-am promovat. Eu, de exemplu, în calitate de parlamentar european, am această satisfacție că, de exemplu, la insistența președintelui Băsescu, anul trecut, exact în urmă cu un an de zile, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu un efect extraordinar pentru noi, cu consecințe extrem de importante politice și juridice, un document prin care a fost condamnat pactul Ribbentrop-Molotov pentru prima dată de toate națiunile Uniunii Europene, și în documentul respectiv se spune expres că României au fost luate teritorii. Deci nu este doar o acțiune pe care noi am promovat-o doar pentru a puncta politic, așa cum de multe ori limitându-se doar la concluzii unii politicieni spun. Nu, noi am dezvoltat un întreg set de acțiuni care au de menire readucerea Basarabiei acasă. Ne mai vorbim de faptul că în Parlament, în 2018, pe 27 martie, la inițiativa PMP, a fost adoptată o rezoluție, o declarație politică a Parlamentului, votată cu unanimitate, doar cei din UDMR s-au obținut, în rest toate partidele au votat-o, prin care am spus un lucru simplu și clar. Atunci când Parlamentul de la Chișinău va dori să inițieze un proces de reunificare, România va fi pregătită oricum să facă acest pas. Domnule președinte, mă scuzați un pic că vă întrerup. Vreau să vă spun ceva. Pe lângă faptul că a fost sancționat acest pact de toate țările lumii, este și o reparație istorică pentru România. O reparație istorică care aștepta de foarte multă vreme o recunoaștere europeană. Și nu numai europeană. De asta acest lucru merită cu atât mai mult adus în atenția tuturor. Absolut. Așa este. Așa este și ăsta este un aspect extrem de important. Dar, repet, dacă nu s-ar fi implicat colegii mei din Piatra Neamț, colegii mei din județul Neamț, anul trecut, în campania electorală, în alegerile europarlamentare,
pentru a ne susține pe mine și președintele Băsescu să ajungem în Parlamentul European, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Este încă o dovadă că atunci când știi ce ai de făcut și te bați pentru națiunea ta, în mod sigur obții și rezultate. Este doar un exemplu concret. Sigur că avem și multe alte proiecte pe care le promovăm și care sunt utile și necesare societății românești. Dar pentru că m-ați întrebat de proiectul de țară, da, este un proiect de țară pentru care merită să luptăm, pentru că e o chestiune ce ține de demnitatea națiunii române, să corectăm o nedreptate istorică. Da, așa este, și proiectul de țară cred că trebuie dezvoltat, să mergem mai departe spre românii care trăiesc în Bucovina, să nu uităm românii care trăiesc, cred că aici vă ating o coardă sensibilă, românii care trăiesc în Ucraina, în zone acelea cu românism pe vremuri compact, acum care o duc tot mai greu, deci lucruri care trebuie discutate și fără ură, fără părtinire, dar să le discutăm și să ne expunem ca nație punctul de vedere. Alo. Și în aceste ținuturi care tot fac parte din această înțelegere nefericită între cei doi criminali, și aici mă refer și la Bucovina, regiunea Cernăuțului, și sudul Basarabiei, unde, din nefericire, tot ceea ce ține de românism este în continuare prigonit. Și din punctul ăsta de vedere, este evident că e nevoie de un efort constant din partea statului român pentru a-i apăra pe românii de acolo și trebuie să conștientizăm că ceea ce facem, nu facem pentru cineva, ci este o chestiune care ține de demnitatea noastră ca națiune și avem obligația să insistăm în fiecare zi pentru că aceste nedreptăți să fie corectate. Domnul președinte, două lucruri aș dori să mai lămurim. Unu, spuneți-ne cât de mult influențează faptul că nu avem la locale alegeri în două tururi, cât de mult influențează, cum să spun eu, mersul democratic al societății. Eu știu că PMP-ul și-ar fi dorit acest lucru și din punctul dumneavoastră de vedere, dar acum spun și din punctul meu de vedere, ca om de presă, cred că alegerile în două tururi ar fi fost esențiale pentru resetarea clasei politice în acest moment. Așa este. Noi suntem singurul partid care în mod asumat am dorit revenirea la alegerea primarului în două tururi. Și aici domnul președinte Gabrilescu vă poate confirma. Am strâns 1.000.000 de semnături pentru revenirea la alegerea primarului în două tururi. Suntem singurul partid care a făcut acest demers atunci când nimeni nu discuta despre alegeri locale, acum 2 ani de zile. Suntem singurul partid care a mers în Parlament cu o lege care a fost, rețineți, adoptată în Senat și se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaților și nici la ora actuală nu a fost adoptată și nici PNL, nici USR n-a vrut să susțină demersul nostru pentru a reuși să adoptăm această lege. Fiecare a încercat să vină cu propria viziune care până la urmă s-a dovedit a fi nerealistă. Noi suntem conștienți că singura șansă pentru a da o nouă perspectivă administrației este revenirea la alegerea primarului în două tururi. Dar nu doar revenirea la alegerea primarului în două tururi este importantă pentru noi. Mai există un alt proiect pe care doar PNP l-a propus. Deci nici PNL, nici USR, nici alte partide. Doar partidul nostru l-a promovat și anume transparența totală în administrație. Noi propunem ca toate facturile și toate contractele semnate de entități care trăiesc din banul public să-și publice aceste contracte, pentru că cetățenii trebuie să aibă acces la toate informațiile legate de resursa publică. În felul acesta oprim risipa banului public și ne demonstrăm și cetățenilor că nu avem nimic de ascuns. Deci sunt două inițiative la care noi ținem foarte mult, care sunt în Parlament, pentru care ne-am bătut. Două tururi a fost adoptat și de Senat. Proiectul privind transparența totală în administrație încă este în dezbatere, dar vă spun că aproape toate partidele fug de această transparență și nu înțeleg de ce, pentru că aceste contracte nu sunt secrete de stat. Sunt contracte prin care entitățile își angajează banii publici. Deci,
credem că România va face un salt extrem de important atunci când vom adopta această lege. Domnul Tomac, în finalul intervenției dumneavoastră v-aș ruga să vorbiți puțin despre echipa din Neamț și despre Nențeni și poate ajungeți și prin Neamț. Vă așteptăm cu mare drag la o cafea de dimineață, care să știți că poate fi și amară și dulce în funcție de interlocutor. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Mult sigur voi veni alături de colegii mei. Am discutat deja acest aspect cu domnul președinte Gavrilescu. Eu le urez mult succes colegilor mei. Știu că nu este ușor în această perioadă de criză sanitară să facem campanie electorală, însă democrația nu poate fi pusă în paranteză chiar și în aceste vremuri. Au existat și vremuri de război și vremuri mult mai complicate unde totuși alegerile s-au desfășurat, pentru că este fundamental să respectăm această regulă democratică de a ne alege aleșii prin mijloace democratice. Esențial este să păstrăm toate regulile ce țin de distanțarea socială, de protejarea noastră și a tuturor celor dragi, și îndemn pe nențeni să aibă încredere într-un partid care promovează patriotismul, care prețuiește identitatea, care respectă spiritualitatea și biserica, nu o consideră un adversar, așa cum fac multe alte partide, care doar se folosesc de spiritualitate. Suntem un partid de dreapta autentic, care cere încrederea cetățenilor pentru a putea promova valori care ne reprezintă pe noi ca națiune. Vă mulțumesc pentru intervenție și vă mai așteptăm în emisiuni pe subiecte concrete cu alți candidați ai Partidului Mișcarea Populară. Vă dorim o zi bună, vă salută și invitații mei. O zi bună și o săptămână bună, domnul președinte. La fel, mult succes, mai bine. Deci a fost domnul Eugen Tomac, președintele partidului. Special am insistat un pic pe proiectele de țară, pentru că de acolo am ajuns la alegeri în două tururi, am ajuns la modul în care un partid mic poate să spere la câștigarea unei primării în condițiile în care într-un tur este extrem de greu și trebuie să faci eforturi mult, mult, mult mai mari decât partidele mari. Plus, ceea ce este foarte bine că trebuie făcute cunoscute proiectele Partidului Mișcarea Populară, iar organizația Neamț, Piatra Neamț, este organizația care a dus mai departe și a dezbătut și a muncit pentru a afla, a se afla despre aceste proiecte. Este o zonă care trebuie dezvoltată și trăim, muncim, ne punem toată speranța în această zonă a Moldovei și îmi doresc din tot sufletul să Moldova să schimbe fața și să reușească să recupereze terenul pierdut în comparație cu Ardealul. Dar asta o să o hotărâm și după alegerile din anul acesta. Eu sper ca pe 27 septembrie cetățenii să iasă la vot și să voteze așa cum gândesc, așa cum simt. Da, avem o groază de mesaje. Este felicitat domnul Tomac pentru patriotism. Domnul Preda este și el felicitat pentru răspunsuri, dar îi se mai pune o întrebare: ce planuri aveți pentru dezvoltarea turismului în Târgu Neamț? În zonă, cred, e greu să vorbești doar despre oraș, pentru că acolo există o... Târgu Neamț este un centru al turismului din zona respectivă, având în vedere faptul că ne învecinăm cu marea majoritatea mănăstirilor de pe raza comunii Agape, a comunii Vânători. Totodată, din Târgu Neamț avem distanțe destul de bune până la Iași, de vizitat Iașul, Suceava, Vatra Dornei, parc. Deci trebuie să-l folosim. Planul principal ar fi deschiderea unor unități de cazare care să acorde servicii destul de competitive cu ăsta, turiștilor, ca să-l facă să stea în orașul nostru. Turiștul, rămânând în orașul nostru câteva zile, aduce o plus valoare. Acolo servește masa, acolo este cazat, acolo își face cumpărăturile, achiziționează anumite bunuri care pot fi vândute de către comercianții din zonă. Organizarea cât mai multor târguri, de prezentarea
manufacturierilor din zonă. Dezvoltarea în acea zonă, la Cetatea Neamț, mult mai bine a turismului și a prezentării activității organizațiilor non-guvernamentale care se desfășoară, care au ca principiu de activitate, principal obiect de activitate, prezentarea orașului. Nu putem face turism fără o infrastructură bună. Dacă nu avem o infrastructură rutieră corespunzătoare, nu putem face turism. Foarte mulți din cetățenii cu care am discutat ne cer să reușim să punem în discuție atragerea administrații totale privind Cetatea Neamțului și Casa Creangă, care sunt două puncte de atracție importante, adică către primăria orașului Târgu Neamț. Ruperea lor într-un de către fel de complex muzeal. Un complex muzeal, da, ținând cont că primăria face curat, primăria deservește zona respectivă cu utilități. Partea de jos. Partea de jos, dar încasările se duc și către Consiliul Județean, partea de muzeu. Da. Avem posibilități. Totul este să găsim o administrație care să-și dorească acest lucru. Și noi ne dorim promovarea orașului să trebuie făcută din toate punctele de vedere. Turistic și industrial. Dacă avem o promovare turistică bună, putem avea, și eu sunt un adept al turismului cu rolota, un împătimit al turismului. Oriunde merg în țară și în lume, prezint zona mea ca cea mai frumoasă zonă din România. Așa trebuie să prezinte fiecare. Da, domnul Gavrilescu, și dumneavoastră sunteți promovat. Domnule Gavrilescu, ce proiecte pentru Piatra Neamț ați dori să fie continuate în mandatul următor, indiferent cine va ieși câștigător? O întrebare foarte interesantă. Trebuie finalizat proiectul de cu shelterele, deci modificat. Să spunem containere, da. Deci trebuie finalizat acest proiect, pentru că este un proiect destul de elaborat și avansat, pentru că are mai mulți factori. Unu, mergem spre o colectare selectivă. Aici ai problema. Mergem. Când ajungem? Ajungem într-un timp foarte scurt, pentru că acest proiect, în momentul în care se va finaliza, vor fi acoperite toate cartierele din municipiul Piatra Neamț, venim din spate cu camere de supraveghere și cu un regulament foarte clar pentru aceste puncte de colectare. Deci, punctele de colectare vor fi monitorizate, nu se va ridica gunoiul decât selectiv, și atunci va fi un reprezentant al Asociației de Proprietari prezent la ridicare, în ziua ridicării, ca să eliminăm absolut orice discuție că este selectiv, că nu este selectiv, că a venit la ora respectivă, că nu a venit la ora respectivă. Dacă sunt camere de luat vedere, deja un lucru este clarificat. Este foarte simplu. Bun. Acele camere de supraveghere, unu, acoperă zona de puncte de colectare, dar și zona din jurul acelor camere de supraveghere, iar în momentul în care vom avea peste 300-400 de camere de luat vedere în municipiul Piatra Neamț, scade infracționalitatea, scade probleme cu tulburările liniștii. Sunt multe, multe lucruri care se rezolvă. Doi la mână. Trebuie finalizat proiectul cu fluidizarea traficului și traficul transportului inteligent. Din primăvară am făcut promovare și am spus încep montarea acelor stații de autobuz, acelor hub-uri, pentru că sunt niște hub-uri în adevăratul sens al cuvântului, în care cetățeanul să fie foarte bine informat și timpii de așteptare în stația de autobuz să fie duși spre zero. Cetățeanul, în momentul când ajunge, să știe momentul la care ajunge mașina, plus un alt punct care îl rezolvă acest stații inteligente este că ai posibilitatea să-ți alegi varianta optimă de la punctul de deplasare de la punctul A la punctul B, dând de exemplu, haideți să luăm exemple, fiind inginerul din dumneavoastră.
Din Dărmănești vreau să merg până la Sarata. Dând ruta și timpul, selectez ca pe GPS timpul cel mai scurt, atunci îmi va da. Ori folosesc transportul în comun, în funcție de când ajunge și cât timp face până în punctul B, sau varianta, utilizăm bicicleta. Vom avea două variante de biciclete, bicicletă clasică și bicicletă electrică, cu dog station. La dispoziția celui care ajunge și cel care vrea să se deplaseze dintr-un punct A într-un punct B. Sau varianta cu taxiul. Dom'le, nu o folosesc. Nu este un proiect care va fi digerabil foarte ușor pentru cetățeni, pentru că toate străzile principale, bulevardele principale din municipiul Piatra Neamț, se vor reduce de la 4 benzi la 2 benzi pentru auto. Asta va fi o problemă. Va fi o problemă, dar... Pentru că o bandă va fi pentru mijloace de transport în comun. Transport în comun și piste, de, și piste de bicicletă. Dar în momentul în care vom găsi soluții alternative, cu siguranță vom învăța să renunțăm la mașina personală. Pentru că s-au făcut studii. Dacă facem o analiză și urmărim, dimineața o să vedeți că sunt mașini personale cu o singură persoană. Oare nu este mai ieftin să folosim transportul în comun? Și eu vă garantez, cetățeanul nu este neapărat ancorat în dorința de a merge cu mașina personală. Cetățeanul este obligat să folosească mașina personală pentru că nu are soluții alternative. Dacă ar avea un transport în comun de înaltă calitate și foarte bine pus la punct, cu siguranță... Și care să acopere zonele orașului, da, în mod inteligent, la orele de vârf, într-un fel, la celelalte ori în alt fel. Să nu uităm de proiectul de iluminat în, schimbat în totalitate și să utilizăm iluminat economic, ecologic, iluminatul cu LED. Să nu uităm că trebuie dezvoltat proiectul de pe Muntele Cozla. Este păcat să mergem, să vină turiștii în Piatra Neamț să utilizeze telegondola, să ajungă pe Muntele Cozla și să nu aibă activități acolo. Chiar în acest weekend am fost în stațiunea Durău la invitația organizației din zonă și am văzut un investitor privat care a reușit să schimbe fața stațiunii. Cu multă greutate, dar a reușit până la urmă. Nu este ușor. Credeți-mă, am vorbit în zonă pe o perioadă de 10 ani de zile, nu-i va fi ușor. Și să-și amortizeze investiția. Sigur. Dar a reușit să redea viață unei stațiuni de mult uitate, să spunem așa. Uitați că s-a reușit rezolvarea și axialului, acel drum care scurtează foarte mult drumul spre stațiunea Durău. Stațiunea are viață astăzi, stațiunea are perspectivă astăzi. Dacă nu reușim să facem același lucru la Piatra Neamț, nu vom atrage turiștii. Vorbesc din 2016 că... ca drumul de pe Muntele Cozla să fie modernizat, făcut. Eu visez și este proiectarea finalizată ca de la Poiana cu Flori până în vârful Muntelui Cozla să facem o zonă pietonală. O zonă în care cetățeanul să aibă posibilitatea să se plimbe. Pentru că este păcat... Să vină cu familia, să se plimbe, să... Da. Au fost privați care au montat bănci și coșuri de gunoi. Am pus o barieră care a fost tăiată de mai multe ori. Am fost înjurat de multe ori. Dar, domnul Bălănescu, credeți-mă că orice schimbare este, implică multe fire de păr alb și multe bătălii. Pentru că când vrei să schimbi ceva... Până când îi obișnuiești să intre într-un normal, este greu de digerat.
Acest lucru se poate face prin acel lucru care l-am spus, să ne așezăm cu toții la masă, să discutăm, să susținem cu toții proiectele. Este păcat să avem proiecte foarte bune care din luptă, din lupte prostești să nu le ducem la bun sfârșit. Avem lacul Bâtca Doamnei, care tot un investitor privat încearcă să redea viața acestui lac și a reușit. De ce nu venim în ajutorul lui? De ce nu încercăm să dezvoltăm zonele turistice pe care le avem? Avem o mină de aur și această mină de aur este împrejurimile orașului, care nu am învățat să le punem în valoare. Uitați-vă la turci, la greci. Știu să facă turism. Fiecare metru pătrat este folosit. Pun un bec pe o piatră, îi creează o poveste și în momentul respectiv a devenit un punct de atracție. Noi nu știm să punem în valoare ceea ce avem și avem mult mai mult față de turci, față de greci, față de toată lumea. Știți de ce, domnul Gavrilescu? Pentru că întotdeauna când apare ceva de interes, primul lucru la care se gândesc unii este cum să profite personal de lucrul acela. Domnul Bălănescu, așa am spus, inclusiv de un an de zile mă chinui cu readucerea cartodromului la municipiul Piatra Neamț. Haideți să luăm un lucru mai concret. Toată lumea vorbește de ajutorat firmele. Intersecția aceea despre care am discutat noi, țineți minte. Este proiectat și... Asta vreau să vă întreb. Spuneți când credeți că va începe? Suntem la avizare, cred că este la avizul de mediu. Acum, este foarte bună. Eu primesc mesaje de la oamenii de acolo. Eu sper ca la 1 septembrie să începem efectiv lucrul la acel giratoriu. Sunt câțiva pași... Obligatorii. Obligatorii necesari, pentru că avem doi stâlpi de iluminat de mutat și de protejat o zonă de traversare, cabluri electrice, o linie de medie. Vorbesc de acel giratoriu de 2 ani de zile. Mulțumesc că au înțeles și alții că măcar în anul electoral să mă susțină să-l facem. La un moment dat am spus, prin 2016, astea sunt lucrurile pe care aș vrea să le schimb în municipiul Piatra Neamț. Unele au fost digerate, altele nu au fost digerate, dar ușor, ușor au înțeles. Uitați-vă la giratoriul de la gară. În primă fază, dacă nu m-au înjurat și de la al cu barba sură până la al cu țâța în gură. Mă rog, dar... putem să facem și alte rime dacă e cazul. Să ne trezim de dimineață, nu? Da. Dar uitați că s-au făcut și-a arătat utilitatea. Mai sunt câteva sensuri, chiar tot la gară, dacă sunt în zona gării, acea bretea de lângă gară, m-am chinuit, mi-a trebuit vreun an, un an jumătate să reușesc să schimb sensul pe ea ca să nu mai blocăm circulația. Sunt multe proiecte care vorbesc de ele din 2016 și îmi doresc din tot sufletul să fie duse la bun sfârșit pentru că și-au dovedit utilitatea. Domnul Gavrilescu, eu vă doresc, am vorbit cu mai mulți candidați de mine, eu vă doresc ca după ce se termină campania asta să puteți merge într-o școală și acolo... când dați dumneavoastră un robinet, se poate spăla este... cu apă caldă. Iar copii, v-ați luat un proiect al Partidului Mișcarea asta Populară. Asta mi-a plăcut mie. Da. De, măcar lucrul ăsta trebuie să-l faci. Și este o problemă națională. Da, deci este o problemă reală. Suntem într-un an cu o criză pandemică și nu avem apă caldă în școli. Haideți că ne apropiem de finalul emisiunii. Să-l mai lăsăm și pe domnul Preda să ne spună. Eu sunt curios, de exemplu, domnul Preda, cu ce echipă mergeți dumneavoastră la Târgu Neamț? Ce fel de oameni? Nu știu dacă îmi dați nume, dar măcar profilul lor. Am încercat ca în echipa noastră și am reușit. Lista este definitivată, 99% pot să spun. Am luat din toate domeniile. Deci am atras din domeniul sanitar, din învățământ, întreprinzători,
să putem obține o informație corectă din toate zonele de activitate. Tineri în special și cel mai important lucru este că oameni care nu sunt conectați la banul public și oameni care nu au făcut până acum politică. În discuțiile mele purtate cu tinerii, toată lumea spune, domnule, suntem într-o vacanță de aproximativ 6 luni de zile de când am intrat în această criză. Nu avem un strand în oraș, terenurile de fotbal de la școală sunt închise. În discuția purtată cu profesorii spun, domnule, nu avem un program, o platformă pe care să încărcăm aceste lecții pe care trebuie să le prezentăm acuș. Începe școala în 15 septembrie. Într-un fel sau altul, anul școlar se va deschide. În familie am un profesor de matematică, soția mea, care îmi spune, domnule, este extrem de dificil să facem acest lucru. Am mai discutat de achiziția unor table inteligente la nivelul școlilor pentru a putea fi înregistrate aceste predări, să fie reluate, elevul să poată reurmări tema predată, iar la următoarea temă se poate interacționa cu profesorul pe aceste teme. Apropo de ce spunea domnul Gavilescu de un transport în pământ, dânsul speră la un transport modern, super ecologic, în Târgu Neamț nu există un transport în comun și unul din proiectele mele este de a introduce o linie de transport care să facă legătura între câteva cartiere, Bebea, Condreni, Humulești, la un anumit interval orar, la fel pentru a descongestiona circulația. În acest moment, toată lumea care vine cu mașina personală. Este o adevărată problemă să parchezi câteodată. Noi avem în oraș 3 colegii. Cele 3 colegii sunt alimentate, 80% pot să spun, nu numai din oraș, și din comunele limitrofe. Toți acei copii vin la școală aduși cu mașinile. Avem o problemă de turism. Nu prezentăm cum trebuie obiectiv. Avem un monument istoric pe culmea Pleșului, acolo. Este mascat complet de tufe, nu se vede absolut nimic din oraș. Ca să-i arăți unui cetățean, unde, domnule, monumentul, unde au participat eroi, vânători de munte, are o istorie importantă. Îl știe, dar nu-l găsești. Da. Cu privirea nu poți să-l găsești. Treci pe șoseaua care face legătura cu vânători, vezi ruinile cetății Neamț, în momentul de față reabilitată corect, dar nu are o inscripție. Fiecare se uită, o pancartă luminos, ceva să-l scoți în relief, cum spuneam, de la greci care au făcut tot ce trebuie pe această linie. Da. Echipa mea este pusă și hotărâtă să facă treabă. Ne-am implicat foarte mult. Am pornit de la zero cu resurse minime, nu ca celelalte sau ceilalți contracandidați ai noștri. Eu consider un examen în viața noastră și toată lumea mă întreabă, domnule, n-ai să superi pe cineva că te-ai înscris? Că nu... Domnule, eu spun așa, la examen la medicină participă în jur de 15-20 de candidați pe un loc. Păi, dacă este declarat doar unul singur admis, cred că ceilalți 15 nu îl bat pe ăla care a fost admis, nu? De ori, adică, domnule, asta suntem... e la medicină. Asta vreau să spun. Asta e la medicină. Da, suntem parteneri. Toți spunem că avem ca și ideal un trai mai bun pentru cetățenii noștri, nu? De ce am face? Eu aș vrea să încheiem într-o notă mai veselă. Umoristică. Nu umoristică, mai veselă. O să caut o poză din tinerețea domnului Traian Băsescu și o să încerc să o apropiu de imaginea domnului Neculai Preda. Cred că undeva există niște asemănări. Dacă îmi permiteți o singură intervenție pe această temă, am fost într-o excursie în Turcia cu niște parteneri din Republica Moldova. Când mergeam cu autocarul, imediat după ce am trecut la Burgas, granița, cum credeți că mi s-a adresat, pentru că nu-l rețineau, nu? Băsescu! Așa mi se pare, acum mă uitam în ecran, da, cu atenție. Da, da. Domnul Gavilescu, pe final, 30 de secunde. Oameni buni, ieșiți în 27 septembrie la vot. Ăsta este primul pas pentru a schimba ceva. Indiferent cu cine votați, dar ieșiți la vot și votați. Da, este un îndemn la care ne alăturăm și noi. Primul pas, esența democrației este votul. Acum este tot mai greu de furat votul. Corect. Este tot mai greu de furat votul. De aceea, un vot acum chiar începe să conteze. Fiecare votează cum vrea el. Dar să voteze. Să voteze. Și atunci lucrurile poate vor merge mai spre o normalitate electorală. Așteptăm, eu încă aștept, nu știu când o să mai prind
alegeri locale în două tururi. Este esențial. Mi-ați furat gândurile și exact asta vreau să spun. Discutăm de alegerea primarului în două tururi. De ce este necesar? Pentru că acel primar, acel șef de OAT, ca să discutăm așa, trebuie să aibă încrederea și girul cetățeanului. Nu este normal ca un primar să fie ales cu 10-15% din oamenii este. Din OAT-ul respectiv. Așa este. Eu pun pariu că anul acesta la Piatra Neamț primarul va fi ales undeva la 8.500-9.000 de voturi, ceea ce raporta la nivelul populației. Sub 20%. Va fi sub 20%. Ceea ce, trebuie să recunoaștem, nu este normal. Nu, nu. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mai aștept, stimați telespectatori cele bune. O săptămână minunată pentru toți. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor!